aveți îngrijorări sau frământări, s-a mai ivit un aspect pe care aș vrea să-l aduc în seara aceasta ca și gând de mulțumire. Știți că joia, ca și gând de mijlocire, știți că joia seara luăm câte un aspect din viața noastră și încercăm să îl aducem înaintea lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să ne uităm la problema... Nici nu m-am gândit la un titlu potrivit. A timpului investit în carieră față de timpul dat pentru Dumnezeu. În vremea comunistă, ne povesteau frații mai în vârstă, erați obligați să lucrați și duminica. Și cu, sub amenințarea că vă pierdeți locul de muncă. Mulți dintre dumneavoastră fugeați de la servici, plecați și veneați să vă închinați în casa lui Dumnezeu. Erau sacrificii extraordinar de mari pentru a veni la casa Domnului. Astăzi, interesant, suntem liberi. Și încă o dată se dovedește că omul lăsat liber, omul nu știe ce să facă cu libertatea. Omul căzut în păcat folosește libertatea înspre rău. Suntem liberi și avem acces la tot felul de locuri de muncă, dar care ne cer un preț. Îmi povestea o soră care lucrează la o fabrică mare, Flextronics, probabil ați auzit, unde avem angajați un număr destul de însemnat din cei din biserica noastră. Îmi spunea sora că pentru ziua de sâmbătă, sâmbăta mare, au fost plătiți dublu și cei care acceptau să lucreze în duminica Paștelor au fost plătiți de 4 ori. Compania a fost de acord să plătească atât de mult doar să meargă producția mai departe. Și producția a mers mai departe. S-au găsit care să meargă la lucru. Este o vreme în care sunt tot mai multe joburi care despart fizic familiile pentru luni de zile. Nu pentru o noapte, nu o delegație de un weekend, nu. Pentru luni, săptămâni întregi. Și exemplele pot continua. Aș vrea să ne uităm la exemplul apostolului Pavel. El spune așa: eu aș avea pricină de încredere și de laudă, cu alte cuvinte, chiar în lucrurile pământești. Filipeni, capitolul 3, citesc, versetul 5. Eu care sunt tăiat împrejur a 8-a zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la ceea ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Sar la capitolul 4, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Sar la versetul 11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug.
În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Dragii mei, Apostolul Pavel este un caz mai deosebit, pentru că el a decis să se implice în lucrarea lui Dumnezeu, dar să nu ceară sprijin de la biserici, ci a muncit el. A făcut corturi. A lucrat. Așa încât, într-o altă epistolă, ni se spune cu ce a lucrat, nu doar că a dat darul duhovnicesc și a plantat o anumită biserică, dar a și ajutat frații din acea biserică, din munca lui. Ceea ce observăm însă în filozofia de viață acestui om este că a știut să trăiască și smerit și în belșug. A știut să se bucure atunci când Dumnezeu i-a dat un pic mai mult și nu să se fălească, nu să se arunce în cheltuieli mari, și a știut și atunci când Dumnezeu i-a dat mai puțin să nu alerge mai mult, ci să rămână însuflețit de același gând. Evanghelia să înainteze. Lucrarea Domnului să înainteze. Și când vorbește despre toate câștigurile pe care le-ar fi putut avea, spune, toate intră în categoria gunoi. De ce gunoi? Pentru că se aruncă. Aici vor rămâne aruncate. Însă, ce fac pentru Hristos? Nu în sensul că mi-aș câștiga o neprihănire a mea, încerc să-l parafrazez, ci ce fac pentru Hristos este cea mai înaltă chemare și cea mai mare bucurie pe care o trăiesc. Și Dumnezeul meu, și încheie epistola, să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Dragii mei, nu vreau să fiu insensibil. În săptămâna aceasta am primit două vești de bărbați care au intrat în șomaj, capi de familie. Extrem de greu. Sunt unele situații deosebit de grele. Dar, dragii mei, ce observ însă este că de bună voie și nesiliți de nimeni, alegem locuri de muncă care presupun să muncim duminica. Și nu accidental, ci să ne tot vină rândul. Locuri de muncă care ne fac să nu mai avem timp de părtășie cu frații. Locuri de muncă ce ne fac să nu mai avem timp să investim în lucrarea lui Dumnezeu. Locuri de muncă care ce ne consumă toată energia și nu prea mai avem ce să-i dăm Domnului. Și alergăm și mi-e teamă că ne înscriem în ceea ce psalmistul a descris ca o pâine câștigată cu durere. Pentru că ne sculăm de dimineață și ne culcăm târziu. Când Dumnezeu vrea să ne ducă la o pâine ce o primim ca în somn. Asta nu înseamnă că nu muncim, dar asta înseamnă că punem îngrijorarea deoparte, punem principiile lui Dumnezeu înainte și în credință. Mergem, pentru că și într-o vreme ca aceasta, Dumnezeul nostru poate să îngrijească de toate trebuințele noastre. Așadar, dragii mei, în iureșul acestei vieți, pentru câteva momente aș vrea să ne oprim și să ne rugăm. Pe de o parte, să mulțumim lui Dumnezeu că este credincios și ne poartă de grijă. Este credincios și toate trebuințele noastre le poartă, se îngrijește de noi. Este Dumnezeul care poartă de grijă, s-a descoperit lui Avram și cred că fiecare avem experiența că Dumnezeu poartă de grijă. Dar de altă parte, haideți să ne rugăm să nu ne fure cel rău ochii cu bogățiile acestei lumi, cu alergarea aceasta, cu fala aceasta, cu dorința aceasta de a avea mai mult, de a ne compara, sunt un gunoi toate aceste câștiguri. Să nu ne prindă dorul acesta de a alerga într-atât de mult încât viața spirituală să treacă pe locul doi. Ci viața spirituală să aibă prioritatea numărul unu. Alergarea pentru lucrurile veșnice să aibă prioritatea numărul unu. Și apoi, da, în bunătatea lui Dumnezeu să ne poarte de grijă, să ne ducem responsabilitățile și pentru celelalte lucruri. Dar suntem într-o vreme în care tot mai mulți sunt prinși și prioritatea numărul unu nu mai este viața spirituală. Haideți să mijlocim
pentru ei și pentru inima noastră să rămână alipită de Domnul. Haideți să ne ridicăm. Pe de o parte mulțumim și pe de cealaltă parte mijlocim. Frați și surori, de oriunde sunteți în sală. Mulțumim. Mulțumim pentru harul de a fi copiii tăi și de a fi tatăl nostru. Da. Te preamărim, Tatăl din Cerul, că ți-ai ținut misiunile de față de noi în fiecare zi. Îți mulțumim că ne-ai binecuvântat, Tatăl din Cerul. Dar ca drept de cunoștință, noi vrem să trăim o viață după voia ta. Vrem să nu ne trăim împotriva ta și vrem să trăim în prezența ta câte zile ne mai dai pe acest moment. Da. Tatăl din Cerul, sunt atâta care suferă în această lume. Te rugăm pe suferință. Trec prin probleme, prin nevoi, servicii, pe plan financiar. Bunătatea ta deschide-le ușa. Te rugăm. Și Duhul Sfânt să-i călăuzească să se facă voia ta. Iar că ne ajute, Tatăl în Cer, să veghem asupra noastră. Să le veghem asupra celor care sunt în jurul nostru. Și Duhul Sfânt să ne lumineze în continuare ca să nu părăsim calea ta. Îți mulțumim, Tatăl în Cer, pentru tot ce ne dai, pentru tot ce ai făcut și pentru tot ce ești. Glorie ție veci. Aleluia. Amin. Mulțumim. Te rog. Amin. Unește-ne, Doamne. Care în situația care e acum în țară, Doamne, și în lume chiar, pentru că ori, Doamne, trebuie să tot Doamne este speranța. Binecuvintează-i și te rugă. Dar e mai greu să facem.
Amin. Frați și surori de la balcon. Așa este. Așa este. Te rugăm. Da. Te rugăm. Te rugăm. Amin. Mulțumim. Da. Așa este. Te rugăm, Doamne, te rugăm. Te rugăm. Ajută-ne, Doamne. Da. Amin. Frați și surori de la cor. Așa. Cu noi și în școală și la servici, Doamne, peste tot. Doamne, dar știm că școala și societatea în care trăim nu poate oferi decât ceea ce are. De aceea, ce am învățat, Doamne, dorim să cernem în lumina cuvântului Tău și astfel să învățăm să trăim în totală dependență de Tine. Să creștem în ascultarea de Tine. Și, Doamne, toate aceste lucruri vreau să se vadă în viața noastră, să fim un exemplu pentru cei din jurul nostru. Da. Mulțumim că ești Dumnezeul nostru viu și adevărat și Tu ne vei da această putere. Te lăudăm pentru toate. Amin. Amin. Mulțumesc, Doamne, pentru harul care mi l-ai dat ca în seara aceasta să fiu în casa Ta. Mulțumim. Mulțumesc pentru binecuvântările Tale, Doamne, care le-ai revărsat pe Cărămina mea. Te rog, Doamne, să mă ajut să mă cred tot mai mult în Tine. Te rugăm. Să mă ajut, Doamne, să-ți fac voia Ta, să împlinesc cuvântul Tău în viața mea. Ajută-mă, Doamne, ca din toată inima să caut mai întâi împărăția Ta, Doamne. Tu ne-ai promis că dacă facem așa, toate celelalte lucruri ne le-am pe deasupra. Mulțumim, Doamne, că ești alături de noi și nu ne lași singur, Doamne. Mulțumim că ne-ai spus că ne ții în brațul Tău, Doamne, și nimeni și nimeni nu ne va putea smulge din mâna Ta. Așa mulțumim, este. Doamne, pentru tot ce ne dai. Mulțumim pentru sănătate, Doamne, și mulțumim pentru că în seara aceasta vrei să ne vorbești prin cuvântul Tău. Am venit să ne întâlnim cu Tine, Doamne, de aceea Te rugăm deschidere inima la cuvântul Tău. Și adu-te-mă, Doamne, să-L primim cu toată dragostea și să putem să spunem și altceva despre Tine, Doamne. Mulțumim, Doamne, că ești Dumnezeul care ascultă rugăciunea. Mulțumim, Doamne, că ne-ai spus că dacă ne credem în Tine, Doamne, putem să cerem orice vom vrea și ne vom primi din mâna Ta. Pentru toate să fie binecuvântat numele Tău și acum și în veci. Amin. Amin. Așa este. Ajută. Da. Amin. Doamne, fiecare dintre noi. Da. Așa este. Da. Doamne, și ne gândim și la zilele când poate Tu vei hotărâ să aduci în viața noastră și încercare și lipsuri. Te rog, Doamne, dă-ne inimă mulțumitoare. Te rugăm. Să fie mulțumitor și atunci când trebuie și atunci când ne gândim. Amin. Domnul nostru, suntem înaintea Ta, fiecare, ca o dovadă a purtării Tale de grijă. Tu ești Cel care ne-ai purtat încă din anii copilăriei, până acum, pe mulți până în anii cărunteții și tot mai vrei să ne porți. Lăudăm, Doamne, bunătatea Ta față de noi. Slăvit să fii, Doamne, pentru credincioșia Ta de-a lungul anilor, ceea ce ne face să ne punem toată încrederea în continuare pentru viitorul nostru. Doamne, vrem să avem ochii ațintiți înspre Tine.
Iar pentru cei dintre noi care sunt încercați, în special pentru cei care și-au pierdut locurile de muncă sau pur și simplu stau și acum cu sabia deasupra capului, te rugăm, Doamne, să le iei îngrijorările și în bunătatea Ta, te rugăm, deschide o ușă pentru ei. Nu vrem, Doamne, să fie o pâine câștigată cu durere, ci realmente să se vadă că mâna Ta cea bună este asupra lor. Întărește-le credința și ajută-ne și pe noi, dă-ne ochi să vedem unde să ajutăm și cum. Doamne, însă, mai avem o îngrijorare. Vedem cum tot mai mult ne prinde Duhul acesta al alergării, al lumii, al strângerii de bogății aici și mergem de atâtea ori peste măsură, în ore multe de lucru și ne consumăm energiile în afară și nu mai avem ce să dăm în lucrarea Ta. Doamne, Te rugăm să ne ierți și într-o vreme de libertate, ajută-ne ca să alegem, să Te alegem pe Tine. Într-o vreme în care putem alege spre ce să alergăm, să alegem să ne consumăm energia cu prioritate pentru Tine și pentru slava Ta. Tu, Cel care poți să ne porți de grijă, învață-ne cum să ne purtăm și responsabilitățile, fiecare pentru casa Lui, dar mai presus de orice, vrem Tu să fii stăpân, vrem Tu să fii Cel care ne călăuzește și să căutăm mai întâi împărăția Ta, pentru că știm că toate celelalte lucruri le vom primi. Doamne, reașează aceste priorități în inima fiecăruia dintre noi și îți mulțumim. Amin. Vă rog să luați locul și...
Pace. Înainte de a cânta, aș vrea să vă citesc un verset din Psalmul 42, versetul 7. Un val cheamă un alt val, la voietul căderii apelor tale, toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Nu totdeauna valurile sunt încărcate cu suferință și probleme, ci sunt unele valuri încărcate cu îndurare. Și pentru aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu și cântarea care vreau să o cânt spune orice valuri de îndurare, numărul 550. Oare dacă am putea cuprinde, înțelege acest har, acest val de îndurare, să ne putem apropia fără teamă de Preasfântul Dumnezeu? Mă întreb dacă am putea cuprinde acest har, oare am mai lipsi mâine seară, la seara de rugăciune? Oare n-am dat prioritate unui timp
o dată pe lună. Vă invităm cu toată bucuria să fiți împreună cu noi și să gustați din bucuria de a sta în timp, în rugăciune, împreună cu frații, în fiecare vineri după cină, la orele 21. Și din nou spunem, toți cei care veți veni, ne vom asigura că nu este de noapte, toată lumea va putea, toți vom putea să ajungem acasă cu mașina. Duminică este din nou ziua Domnului și ne vom readuna. Facem un ultim anunț al faptului că se continuă cursul de cateheză și împreună cu frații din comitet s-a hotărât în a doua duminică din iunie vom avea și o sărbătoare a botezului. Vă rugăm să vă rugați pentru cei care sunt se pregătesc în perioada aceasta să-L mărturisească pe Domnul în apa botezului. E o perioadă în care au multe întrebări, multe frământări. Probabil că cei rău le testează credința. Să ne rugăm ca din această cernere credința lor să fie mai întărită și hotărârea lor statornică. Acum, haideți să ne aducem. Aș vrea să mai mulțumesc. Să mulțumim tuturor celor care ați participat la înmormântarea fratelui Iovanchi. Ați fost o încurajare pentru familia Maleș, pentru sora Viorica și să continuăm să fim o mângâiere și o încurajare atunci când îi vom revedea în mijlocul nostru. Dar mulțumim tuturor celor care ați biruit căldura din amiaza zilei și ați fost alături. A fost, credem, o mărturie extraordinar de frumoasă și serile de priveg și înmormântarea. Dumnezeu să fie slăvit. Și sămânța cuvântului care a fost plantată în toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și au luat parte la această întâlnire să aducă rod. Haideți acum să ne aducem dărnicia, ne ridicăm și lăudăm pe Dumnezeu. Pentru toți cei care ați fost triști, veți fi vreodată triști, cineva a compus o cântare și a spus, atunci când ești trist, să spui Domnul Iisus. Deci trist și apăsat în suflet, spune-i lui Iisus, spune-i lui Iisus și singur chiar. Amin. Good.
dăm posibilitate fratelui Dani Pincu să mai laude pe Domnul printr-o cântare cu flautul și apoi ascultăm corul. După slujirea corului prin cântare ne pregătim să ascultăm explicația cuvântului lui Dumnezeu. Țefania 1 cu 14. Ziua cea mare a Domnului este aproape. Este aproape și vine în grabă mare. De aceea aștept cu nerăbdare ziua. 549.
Care ar putea fi răspunsul miresei Domnului Iisus a bisericii sale la această readucere a minte prin cântare că Domnul vine și e aproape să vină decât Maranata, Domnul nostru vine, vino Doamne Iisuse, amin. Haideți să spunem cu toții, vino Doamne Iisuse, amin. Și aș vrea ca mărturisirea aceasta să o facem din toată inima. Mulțumim corului pentru cântarea aceasta, am ascultat-o de zeci de ori, dar poate că interpretarea din seara aceasta a fost specială. Probabil că spuneam aici cu fratele Amy pe banc, dacă aș fi citit textul înainte, probabil că fratele Eugen ar fi ales o cântare potrivită legată de text și de tematică, așa că a ales cântarele legate de gândul de rugăciune și de cântarea fratelui Dani. Dar e bine, e bine și așa. Poate că după timpul în care stăm lângă cuvânt, va găsi o cântare potrivită despre înălțare, pentru că în seara asta vom vorbi despre înălțarea Domnului Iisus și ce spune Domnul Iisus Mariei: nu mă ținea, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Dar mă rog din toată inima ca Domnul să binecuvinteze și popasul din seara aceasta. Apreciem jertfa și osteneala celor care v-ați grăbit să veniți unii după o zi obositoare de muncă. Vis-a-vis de gândul de la rugăciune, aș vrea pe toți cei care sunteți împreună cu noi în seara aceasta să vă asigurăm de faptul că, ca și lucrători al Domnului în adunarea aceasta, ca și păstori ai turmei, dorim să fim sensibili cu fiecare frate și soră din biserică, cu greutățile cu care se confruntă mulți, să fim conștienți de greutatea cu care mulți își câștigă pâinea, cea de toate zilele, să nu dăm impresia că suntem oameni rupți de realitate sau izolați într-un tul de fildeș care nu știm realitățile și frământările de zi cu zi, cotidiene, cu care vă confruntați și se confruntă frați din biserică. Nu vrem să fim percepuți ca oameni care tratăm superficial și ușuratic problemele existențiale cu care se confruntă frați și surori din adunare, dar în același timp, dați-mi voie să vă aduc aminte de faptul că Dumnezeu ne-a chemat la o slujbă de supraveghetori ai turmei și ca și oameni responsabili de ce se întâmplă în lucrarea lui Dumnezeu, constatăm cu îngrijorare anumite lucruri și anumite tendințe, nu numai la noi în biserică, sunt peste tot în România, în bisericile din România, în această vreme de libertate. Și avem datoria să aducem un cuvânt din partea Domnului, avem datoria să avertizăm, avem datoria să îndemnăm și avem datoria să vă motivăm să ne rugăm pentru ca Domnul să-și facă lucrarea. Dragii mei, pe lângă toate ce s-au spus vis-a-vis de locurile de muncă care astăzi iau timpul necesar părtășiei, aș vrea să punem problema și dintr-un alt punct de vedere. Din punctul de vedere al libertății la care Dumnezeu sau Hristos ne-a chemat. Unul din cele mai mari daruri și privilegii pentru copiii lui Dumnezeu este libertatea pe care am dobândit-o în Hristos. A trebuit să rectific, libertatea pe care Hristos a dobândit-o pentru poporul său. Recent am studiat împreună cu frații la școala biblică Epistola către Galateni, Epistola Libertății Creștine. Și acolo Apostolul Pavel se referă la libertatea creștină și la pericolul legalismului. Principiul pe care Pavel îl accentuează acolo este clar. Galateni 5:1, rămâneți dar tari și nu vă plecați capul sub jugul robiei. Cu alte cuvinte, țineți cu toată puterea, cu toată ființa, la libertatea pe care o aveți în Hristos. În altă parte, cuvântul lui Dumnezeu spune, nu vă faceți sclavi sau robi oamenilor. Din păcate, spun, am ajuns într-o vreme în care, paradoxal, mulți creștini au ajuns să fie robi oamenilor. În vremea comunistă era așa, sufocație, eram adolescent, am crescut la 18 ani, am avut 18 ani când a venit Revoluția, dar îmi aduc aminte de lucrurile pe care le spunea fratele Emi, de frați și surori care erau obligați să lucreze duminica și care sfidau efectiv regimul și veneau la Casa Domnului pentru că asta era alternativa. A venit vremea de libertate și, din păcate, într-o vreme de libertate, mulți credincioși, mai mult sau mai puțin forțați de împrejurări,
au ajuns să fie sclavi, sclavi și robi a unor datorii financiare, a unor credite la bancă, a unor companii multinaționale care plătesc mai bine și așa mai departe. Unde să ne găsim acel echilibru între datoria clar de a munci și a ne câștiga pâinea și prioritățile eterne? Pentru că de acum, într-o sută de ani, toți vom fi în veșnicie. Toți vom fi. Și lucrurile care rămân cu adevărat sunt lucrurile eterne. E bine, noi suntem în locul acesta al prezenței lui Dumnezeu și datoria noastră este să vă aducem aminte de faptul că Dumnezeu ne-a chemat la realitățile eterne, că acestea sunt adevăratele valori și ca și copii al lui Dumnezeu ar trebui să ne reprioritizăm prioritățile și valorile în lumina cuvântului Său. Ne rugăm ca în vremul acesta Dumnezeu să facă lucrul acesta și să cerceteze copiii Săi de la Emanuel, pe fiecare frate și soră, și să ne aducă la starea aceea în care să fim, așa cum am înțeles, mulțumiți cu ce avem, să fim dependenți de Dumnezeu, să considerăm cerul și împărăția lui Dumnezeu ca cea mai mare prioritate, părtășia cu frații, ocaziile de închinare să fie scumpe pentru noi și de dragul Domnului și a părtășiei cu frații, să fim în stare chiar să renunțăm sau să biruim ispita de a rămâne, de a merge duminica pentru că se plătește de 4 ori mai bine decât în o altă zi și să venim la casa Domnului. Și în măsura posibilităților să venim și joia. Mă rog ca gândul acesta sau lucrul acesta să-l audă cei care nu sunt în seara aceasta. Voi sunteți aici, evident, și ați făcut acest lucru. Domnul să aibă milă de poporul Său și libertatea pe care Hristos ne-a dăruit-o să o păstrăm cu strășnicie. Hristos ne-a eliberat ca să-L slujim pe Dumnezeu. Hristos ne-a eliberat să nu fim sclavii oamenilor. Păziți-vă de orice situație, indiferent de natura ei, chiar economică, în care să fiți sclavii oamenilor. Rugați-vă și haideți să rugăm pe Dumnezeu să ne dea discernământ și în deciziile financiare să ne ajungem sclavi oamenilor. Cred că este nevoie de învățătură în privința aceasta. Am avut o conferință cu familiile pe tema financiară și unul din seminarele de la această conferință a fost cum să eviți povara, să scapi de povara datoriilor. Din păcate, sunt și credincioși, frații noștri care sunt implicați în datorii mari. Ne rugăm ca Domnul să îi ducă la limane mai bune. În seara aceasta, să zic așa, paranteze de la începutul mesajului meu se încheie aici și aș vrea să vă aduc aminte că stăm și studiem cuvântul lui Dumnezeu, afirmațiile stăpânului ale învățătorului nostru din Evanghelia după Ioan și în seara aceasta ne uităm la Ioan capitolul 20, versetul 17. Ioan capitolul 20, versetul 17. Vreau să vă întreb, câți ați venit cu Bibliile pregătiți? Rog să le ridicați. Mulțumesc. Pentru că în seara aceasta nu vreau să punem textul pe ecran și nu am schiță. Așa, numai pur și simplu pentru schimbare în seara asta nu voi avea o schiță. Aș vrea să vă încingeți coapsele minții și să încercați să rețineți, să aveți Bibliile deschise și să învățăm așa. Vedeți, tare ușor ne obișnuim cu unele deprinderi, nu? Am devenit poate așa de dependenți de videoproiectorul acesta. Poate că ar fi bine ca să ne și dezvățăm uneori. Să vedem, să fim dependenți de Scriptură sau să fim dependenți de carte de cântări. Zice aici Domnul Iisus Mariei în grădină mormântului în dimineața învierii: nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Mă rog aminte de faptul că în urmă cu ceva timp o soră m-a oprit pe holul bisericii și m-a întrebat vis-a-vis de versetul acesta, m-a asigurat-o că va fi timpul în care ne vom opri și asupra acestui pasaj. E bine, seara aceasta voi face și mă rog că, deși lucrurile acestea le-am auzit sau textul acesta a fost citit recent la Paște, Domnul să aducă clarificarea necesară și să binecuvinteze inimile noastre. Zice,
ce putem învăța din cuvintele acestea? Nădăjduiesc că vom învăța destul de multe lucruri bune, utile și binecuvântate. Doamne, ajută-ne! Amin! E bine, fraza care ne interesează, expresia care a dat și continuă să dea bătaie de cap multor interpreți ai Scripturii, este expresia de aici. Nu mă ținea, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Vă vine să credeți, dar mari savanți și mari comentatori și mari savanți în studiul Noului Testament și oameni care studiază Scriptura cu mare, mare atenție, văd o dificultate în textul acesta. Unul dintre acești experți în studiul Noului Testament, un frate deosebit, Donald Carson, spune despre versetul acesta că este unul din cele mai dificile pasaje din Noul Testament. Cum eu nu intru în discuții tehnice, structura acestei expresii este atât de complicată în limba greacă, dar implicațiile, dacă vreți, implicațiile versetului sunt de asemenea foarte complicate. Seara aceasta aș vrea, cu riscul supra-simplificării, să facem lucrurile cât de cât clare pentru noi. Când Domnul Iisus vorbește cu Maria Magdalena în dimineața învierii, în grădină, în mod clar că El se referă la învierea Lui din morți, la trupul Lui înviat din morți și la care urma să fie înălțat. Aș vrea să accentuez lucrul acesta pentru că noi credem în învierea fizică a Domnului Iisus din morți, spre deosebire de alte culte sau de alte grupări eretice chiar, sectante care cred că Domnul Iisus nu a înviat fizic, ci a înviat doar în conștiința ucenicilor sau a înviat spiritual. Noi credem și mărturisim că Domnul Iisus a înviat fizic din morți și asta este marea realitate pe care se bazează credința creștină, învierea fizică din morți. Și de asemenea că tot fizic, în trupul acela glorificat, El s-a înălțat la cer. Așa că atunci când Domnul Iisus vorbește Mariei, nu mă ține, căci încă nu m-am suit, nu m-am înălțat la Tatăl meu, El vorbește despre un trup înviat din punct de vedere fizic care urma să se înalțe la cer. Nu e vorba aici de faptul că Domnul Iisus în Duhul s-a dus la Tatăl după moarte sau că s-a coborât în mormânt și ce s-a întâmplat. E vorba de înălțarea Lui în trup la cer. Dar de ce textul acesta este dificil? Păi numai gândiți-vă puțin la câteva întrebări care am putea să ne le punem când ne gândim la ce se întâmplă aici. Atunci când femeile se întâlnesc cu Domnul Iisus, grupul de femei în dimineața învierii, printre care făcea parte și Maria Magdalena, Matei capitolul 28, în dimineața învierii, spune că atunci când au plecat de la mormânt, le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Aparent, acelui grup de femei, Domnul Iisus le-a dat voie ca să-i cuprindă picioarele și să-i se închine. De ce femeilor, grupului de femei, Domnul Iisus dă voie să-i cuprindă picioarele și Mariei nu? Peste o săptămână, în Duminica Tomii, Domnul Iisus îl provoacă pe Toma și îi răspunde pretențiilor lui. Aduceți aminte ce spune Toma: dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune degetul meu. Și ce spune Domnul Iisus? Toma, adu-ți degetul încoace, uită-te la mâinile mele, adu-ți mâna, pune-o în coasta mea. Cu alte cuvinte, Toma, îți dau voie să mă atingi. De ce lui Toma Domnul Iisus îi face această concesie și nu i-o face și Mariei? Apoi, ce legătură are interdicția de a-l atinge sau de a-l ținea cu înălțarea lui? Căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Înseamnă că Maria sau Domnul Iisus putea să fie ținut după înălțare? E ilogic să credem lucrul acesta. Dragii mei, n-aș vrea în această seară să înțelegem că împărțim firul în patru, că discutăm lucruri irelevante pentru credința noastră. Dragii mei, ce discutăm noi aici este esențial pentru credința noastră biblică. Credința noastră și nădejdea învierii noastre se leagă de învierea fizică a Domnului Iisus din morți. Ba mai mult, nădejdea revenirii Lui, despre care am cântat în seara aceasta, se leagă de faptul că El s-a înălțat la cer.
Relația noastră cu Dumnezeu și apropierea noastră de El în rugăciune din seara aceasta și nu numai, se bazează pe lucrurile care Domnul Iisus le spune Mariei. Seara aceasta nu batem apa în piuă și în seara aceasta nu tăiem firul în patru, și patru, în mod inutil, ci discutăm despre niște lucruri extraordinare. Domnul Iisus îi spune Mariei, nu mă ținea, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Când de toate El vorbește despre o nouă realitate pe care învierea Lui din morți a adus-o. Maria, și contextul este cunoscut, a fost izbăvită de Domnul Iisus din 7 legături ale Întunericului, 7 demoni care au stăpânit-o, Domnul Iisus a eliberat-o. Vedem pe Maria împreună cu celelalte femei loiale și credincioase care rămân lângă Domnul Iisus până la cruce. Devoțiunea ei și dragostea ei pentru Domnul Iisus a fost așa de mare. Așa că atunci când în ziua de vineri învățătorul ei, rabunii, era înălțat pe o cruce, inima ei, la fel ca celorlalți ucenici, a fost devastată. Ea leargă la mormânt împreună cu celelalte femei, e în grupul lor. Și apoi când celelalte pleacă, ea rămâne acolo și plânge. Se pleacă să se uite în mormânt, a văzut pe cei doi îngeri în alb, a avut conversația aceea, dialogul cu ei. Și apoi, spune Scriptura în versetul 14, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este El, l-a confundat cu grădinarul. Și a fost nevoie ca Domnul Iisus să-i se adreseze cu apelativul acesta direct, Marie, ca ea să recunoască glasul Lui. Și în momentul acela, piatra grea de pe sufletul ei să se dea la o parte și bucuria și emoția reîntâlnirii cu Domnul ei, care i-a făcut așa de bine, să pună stăpânire pe ea, copleșită de aceste emoții, ea cade la pământ și vrea să prindă picioarele Domnului Iisus și să le țină, să nu-L mai piardă niciodată. L-a pierdut odată și acum L-a câștigat și nu mai vrea să-L piardă niciodată. Domnul Iisus însă o corectează și zice, Marie, nu mă ține ea. Cu alte cuvinte, nu te ține de mine, lasă-mă, căci urmează să întâmple ceva deosebit și special. O nouă realitate a prezenței mele de acum înainte cu voi și cu urmașii mei. Nu m-am suit la Tatăl meu. Sunt, spune Domnul Iisus, pe picior de plecare. Sunt în procesul de plecare la Tatăl meu și peste câteva zile, da? Peste 40 de zile, Domnul Iisus avea chiar să se înalțe la Tatăl Său. Însă de acum înainte, prezența Lui în mijlocul ucenicilor, pentru Maria și pentru ceilalți ucenici, nu mai avea să fie cum a fost înainte. Înainte, 3 ani și jumătate, a stat împreună cu ei. Prezența Lui fizică a fost între ei o realitate. Dar acum, în perioada aceasta, între înviere și înălțare, prezența Lui avea să fie tot mai sporadică. El venea și pleca, venea și pleca. De ce? Pentru că a vrut să-i învețe, sau mai degrabă să-i dezvețe, să fie dependenți de prezența Lui fizică și să înțeleagă că era mai bine pentru ei ca El să se înalțe și să trimită pe cine? Duhul Sfânt. Ce relevanță asta are pentru noi? Pentru noi cei care nu L-am văzut pe Domnul Iisus fizic, pentru noi cei care credem în El și ne bucurăm cu o bucurie negreită și strălucită, chiar dacă nu L-am văzut și nu știm cum arată. Dragii mei, pentru Maria și pentru ucenicii de atunci, gândul acesta că va pleca din mijlocul lor, că îi va lăsa, a fost devastator. Dar Domnul Iisus le-a spus, eu mă voi înălța și vă voi trimite Duhul Sfânt, care de acum înainte va fi Cel care va mijloci prezența Mea în mijlocul vostru sau pentru voi. Și de aceea Domnul Iisus spune Mariei, Marie, de acum înainte trebuie să te obișnuiești cu ideea aceasta, că eu nu voi mai fi în felul acesta în care am fost până acum cu voi. Mă voi sui la Tatăl meu. Și de acum înainte, de la Tatăl voi trimite Duhul Sfânt și El, în mod
spiritual va veni și va locui cu voi și va aduce prezența mea în mijlocul vostru. O nouă realitate. Hristos va fi prezent cu ai săi, nu-i va lăsa, dar va fi prezent prin Duhul. Și, dragii mei, am spus, asta este de acum înainte, să zic așa, modul în care noi ne raportăm la prezența lui Hristos. El vine potrivit cu făgăduința sa în mijlocul poporului său. El își respectă promisiunea, unde sunt doi sau trei, eu sunt acolo. El își respectă promisiunea că va fi cu ai săi. Cum este El cu ai săi? Cum este El cu, el, cu noi în seara aceasta? Cum este cu noi? Prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt. Chiar dacă nu-L vedem fizic, chiar dacă nu știm cum arată, noi nu avem nevoie de lucrul acesta, nu avem nevoie de o reprezentare a imaginii Lui. Vă puteți imagina că am văzut biserici evanghelice în care s-au introdus într-un fel icoanele. Am văzut biserici evanghelice în care pe holuri sau chiar în biserică sunt imagini ale Domnului Iisus. Introducerea icoanelor în biserică a fost determinată de multe rațiuni. Pe vremea aceea, în primele secole ale erei creștine, creștinii nu puteau să citească, erau puțini oameni care știau să citească. Icoanele au fost introduse cu gândul că sunt un fel de instrument didactic pentru înțelegerea credinței creștine. Și atunci, pentru a te familiariza cu personajele Bibliei, ele erau zugrăvite pe pereți. Dar un alt gând a fost, Domnul Iisus s-a întrupat și de aceea, prin întruparea Lui, El a făcut posibil ca noi să avem niște reprezentări materiale, fizice. Un alt gând foarte sentimental și pios este că atunci când noi ne dor de cineva și nu avem altă posibilitate să ne întâlnim cu persoana respectivă, scoatem din portofel poza acelei persoane sau mai nou acum telefonul și ne uităm și ne trece dorul. Și de aceea avem icoanele Domnului Iisus în biserici și în casele noastre ca să ne treacă dorul. Dragii mei, nu avem nevoie de icoane și reprezentări fizice ale Lui în casele noastre sau în biserică ca să ne crească, să ne treacă dorul. Da? Dimpotrivă, chiar în absența Lui fizică și chiar fără aceste imagini, nu numai că nu ne trece dorul, ci ne crește dorul după El și Îl așteptăm să vină. Da? De ce? Pentru că prezența Lui prin Duhul Sfânt este cât se poate de reală. Asta a fost lucru care Domnul Iisus a încercat să-L comunice Mariei. Pentru ea a fost un lucru nou, pentru noi este o realitate în fiecare zi. Noi nu-L vedem pe Domnul Iisus, dar asta nu ne împiedică să-L iubim și să ne încredem în El, pentru că El este prezent cu noi prin Duhul Sfânt. Dar încă un lucru esențial despre credința noastră, în expresia aceasta. Zice, încă nu m-am suit la cine? La tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Domnul Iisus vorbește despre o nouă realitate, trupul Lui glorificat, care se va înălța la cer și prezența Lui care de acum înainte va fi cu ai săi prin Duhul Sfânt. Dar Domnul Iisus vorbește și despre relații noi, relații noi. Ce se întâmplă aici este extraordinar. Pentru prima dată, aici, în discuția Lui cu Maria, pentru prima dată Domnul Iisus îi numește pe ucenicii săi frați. Nu știu dacă ați înțeles până acum lucrul acesta, dar este semnificativ. Dacă te uiți numai în Evanghelia după Ioan, vezi o progresie a modului în care Domnul Iisus îi tratează și numește pe ucenicii săi. În Ioan 13, Domnul Iisus vorbește despre ucenici ca despre robi. Așa suntem noi, robii lui Hristos, robii Lui. După ce Domnul Iisus face acea demonstrație de umilință și spală picioarele ucenicilor, ce face Domnul Iisus mai apoi? Le zice dacă ucenicilor, cum am făcut eu, așa să faceți și voi. Și zice acolo, v-am dat o pildă ca voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul, decât stăpânul său. Îi numește robi. Puțin mai încolo, în capitolul 15, cum îi numește? Nu vă mai numesc rob, ci vă numesc prieteni, pentru că robul nu știe secretele stăpânului, dar voi le știți, eu vi le-am făcut de cunoscut, așa că sunteți prietenii mei. Acum, robul are o anumită calitate cu stăpânul. Prietenul are o altă calitate, da? E un alt nivel de intimitate și părtășie.
Dar acum Domnul Iisus vine și spune, frații mei. El numește frații lui. Și dragii mei, niciodată n-ar trebui să ne obișnuim cu gândul acesta. Ci când luăm în considerare că însuși regele Universului, moștenitorul lui Dumnezeu și a tuturor lucrurilor lui Dumnezeu, se numește frați și nu e rușine să o facă. E copleșitor. Epistola către Evrei, capitolul 2, spune că pentru a avea noi parte de acest privilegiu, Domnul Iisus a trebuit să sufere. Se cuvenea într-adevăr ca acela prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, adică pe noi, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor, că și cel ce sfințește, adică Tatăl, și cei ce sunt sfințiți noi, sunt dintr-unul, de aceea, adică Fiul, cel ce sfințește, cel ce ne sfințește este Fiul și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, din Tatăl, de aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Când zice, voi vesti numele tău, fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Și în versetul următoare spune că el, fratele nostru cel mai mare, a trebuit să fie asemenea fraților săi în toate lucrurile, inclusiv în ispite. A fost ispitit ca și noi, ca să vină în ajutorul nostru. Înțelegem noi ce privilegiu extraordinar să fim numiți frații lui. Scopul suprem, ne spune, a tot ce face Dumnezeu prin toate lucrurile și experiențele vieții este ca să ne, Dumnezeu să ne transforme în chipul Domnului Iisus. Și zice, ne-a predestinat să fim asemenea chipului Fiului Său ca El, Domnul Iisus, să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Frați. El ne numește frații Lui. Dar un alt lucru vis-a-vis de noile relații datorită învierii este că noi, ucenicii Lui, suntem și copiii Tatălui. Frații mei, și spune că mă sun la Tatăl meu și Tatăl vostru. Acum, Domnul Iisus anticipativ, în predica de pe munte, i-a învățat pe ucenici Tatăl nostru, rugăciunea Tatăl nostru, să spunem Tatăl nostru, este nivelul acela de intimitate și apropiere de Tatăl, pe care iudeii, cei mai evlavioși în Vechiul Testament, nu l-au avut. Dar abia acum, după înviere, pentru că învierea face posibilă ca noi să primim Duhul înfierii, învierea și înălțarea, Domnul Iisus spune, duceți-vă, du-te și spune fraților mei că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru. Foarte interesant, o mică distincție aici. Domnul Iisus nu spune Tatăl nostru, atât. Și să se include și pe el. Spune Tatăl meu și Tatăl vostru. Este o distinție în relația dintre el și Tatăl și dintre noi și Tatăl. Și credem că știm lucrul acesta, nu-i așa? El este Fiul Tatălui Etern prin relația Lui veșnică cu Tatăl, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Noi suntem fii ai Tatălui prin înfiere, prin adopție. Apostolul Pavel spune că în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a înfiat și noi am primit harul înfierii prin Duhul Sfânt și pe Duhul înfierii care ne face să zicem Ava, adică Tată. Și, dragii mei, în seara aceasta nu discutăm lucruri ieftine și triviale, ci ceea ce ține însăși de esența relației noastre cu Domnul Iisus și cu Tatăl Ceresc, frații Lui și copii ai Tatălui și implicit frații Domnului Iisus și copii ai Tatălui, moștenitori, nu? A tot ce are Tatăl și Fiul, dacă și suferim împreună cu El. Și încă un gând, o nouă responsabilitate, o nouă realitate. Prezența Lui, de acum înainte, va fi spirituală, mediată prin Duhul Sfânt. Noi relații, frații mei, copiii Tatălui, o nouă responsabilitate. Ce spune Domnul Iisus Mariei? Du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Maria a fost beneficiară unor haruri deosebite
a fost eliberată de Domnul Iisus, a avut harul ca să fie în prezența Domnului Iisus, să-L audă, să învețe de la El, dar acum a avut harul să-L vadă pe El cel viu și acum are harul să fie vestitoarea învierii Lui. Cineva a numit-o pe Maria Magdalena Apostolul Apostolilor. Apostolul Apostolilor. Ea e primul care se duce la apostol să le spună că Domnul Iisus a înviat. Apostolul Apostolilor. N-au crezut-o, pentru că inima lor era plină de necredință. N-au crezut atunci, dar fără îndoială, treaba ei n-a fost să-i determine pe ei să creadă. Treaba ei a fost și responsabilitatea ei să se ducă, să spună. Dragii mei, din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt clare și pentru noi. Asta este și chemarea noastră, care ne-am întâlnit cu Domnul Iisus, chiar dacă nu L-am văzut fizic, dar simțim prezența Lui prin Duhul Sfânt, ne bucurăm de relația de a fi frații Lui și avem datoria, așa cum știm așa de bine, știm teoretic, că trebuie să spunem la alții. Dar cum să spui celor care nu cred? Cum să spui celor care sunt sceptici? Imaginați-vă greutatea unei femei care a avut un anume trecut și care vine la niște oameni, la niște bărbați să spună: L-am văzut pe Domnul. Și eu întâmpină cu răceală și necredință. Cât de greu i-a fost. Domnul Iisus spune: du-te și spune. Nu este simplu să mărturisești. Nu este simplu să spui mereu despre Domnul unor oameni care nu vor să creadă. Dar în această seară aș vrea doar să vă aduc aminte de un lucru simplu. Nu este datoria noastră să-i facem să creadă. Este lucrarea lui Dumnezeu și numai El poate să le deschide mintea și inima și să li se arate viu. Datoria noastră este să fim credincioși și să spunem că El este viu. Să spunem că El s-a înălțat. Să spunem că El va veni a doua oară. Și să spunem că El va judeca pe fiecare om și fiecare va sta înaintea Lui să dea socoteală de binele sau răutul pe care L-a făcut când trăia în trup. Nu mă strânge, spune Domnul Iisus, pentru că mă sui la Tatăl. O nouă realitate. Și El s-a suit la Tatăl și acum este la dreapta Tatălui. Și vă aduc aminte ce face El. Mijlocește pentru noi și ne pregătește un loc ca în curând să vină. Vino, Doamne Iisuse. Amin.
Ce binecuvântați și bogați suntem! Noi avem un tată, noi avem un mângăietor, noi avem un mare preot. Ce ne rămâne de făcut decât să apreciem, să mulțumim și să stăm la dispoziția Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt să-și facă lucrarea în noi și prin noi. Zare aceasta, noile realități aduse de Domnul Iisus prin înălțarea Lui la cer și trimiterea Duhului Sfânt ne obligă să ne întrebăm care e relația noastră cu Duhul Sfânt? Care e relația mea personală cu Duhul Sfânt? Scopul Duhului Sfânt este să mijlocească prezența Lui Hristos, să-L facă pe Hristos real în viața mea și în adunare. Haideți să rugăm pe Tatăl Ceresc să ne ajute să recunoaștem tot mai mult lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, să fim plini de Duhul Sfânt, să fim pe lungimea Lui de undă, ca El să-L înalțe pe Hristos. Apoi, vis-a-vis de relația care o avem cu Domnul Iisus, Scriptura spune, Lui nu e rușine să-I numească frați. Lui nu e rușine de noi. Dar noi ar trebui să ne punem întrebarea, trăiesc eu în așa fel încât Lui să nu fie rușine? Sau îl fac de rușine? Aceia care ați avut frați mai mari, poate vă aduceți aminte de faptul că în unele situații frații mai mari v-au spus, te rog, dacă vii cu mine, să nu mă faci de rușine. Eu am avut un frate. El e fratele nostru mai mare. Lui nu e rușine. Nu-și cade demnitatea să ne numească, să ne recunoască frații lui. Haideți să rugăm pe el să nu-l facem noi de rușine. Și apoi, cum îl mărturisim pe el unor oameni sceptici care nu vor să creadă? Câțiva îndut de rugăciune și mulțumire pentru ce ne-a dat Domnul seara aceasta, să ducem în rugăciune cu cuvinte potrivite gândul nostru înaintea Domnului. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să mulțumim că nu ne-a lăsat singur și a trimis Dumnezeu cel Sfânt care să ne conducă, Doamne, și să ne aducă la viață. Să mulțumim pentru Duhul care ne dă putere și ne dă înțelepciune să vedem lucrarea Domnului Iisus în viețile noastre. Doamne, în același timp, vedem de plină putere și de Tău cel Sfânt și am vrea să se vadă în viețile noastre. Amin. Amin. Te rugăm. Amin. Amin. Slavă Ție, Doamne. Slavă Ție. Mulțumim, Doamne, pentru Duhul Sfânt. Amin. 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 Mulțumim că nu ne-ai lăsat singuri și că ai trimis Duhul Tău cel Sfânt ca să ne călăuzească pe acest pământ. Slavă Ție, Doamne! Doamne, am dorit, Doamne, să-L descoperim în viețile noastre. Amin! Și atunci când rătăcim și îți întristăm fața,
Amin. Și fă ca după tot ce spun să ne mustre, să ne îmbărbăteze, să ne direcționeze pe calea ta toată, ca să-ți vedem fața ta, să-ți o recunoaștem și să știm că tu ești prezent în toate lucrurile. Da. Vrem, Doamne Tată, să mergem pe calea ta până la sfârșit. Amin. Deci rămânem încredințați că tu nu ne vei lăsa singur, ci vei fi alături de noi clipă de clipă. Amin. Amin. Slavă-ți. Dar mai mult îți mulțumim pentru înălțarea ta la Tatăl. Da. Doamne, aceasta este nădejdea noastră. Mm-hmm. Te-ai dus acolo să ne pregătești un loc, ca acolo unde ești tu să fim și noi. Și credem lucrul acesta și nădăjduim și îți mulțumim din toată inima și te slăvim pentru că avem această nădejde. Slăvit să fie numele Tău pentru tot ce ai făcut pentru noi. Amin. Amin. Slavă ție, Doamne! Da. Amin. Amin. Binecuvântat să fii, Doamne Iisuse, că ai venit pe pământul nostru. Mulțumim însă că nimeni nu te-a putut ținea legat aici de pământ și te-ai înălțat la cer. Mulțumim că ai legat inimile noastre de tine și le-ai luat cu tine acolo. Doamne, te rugăm să ne ții cu dorul acesta de a ajunge în împărăția ta cu tine și orice pas pe care îl facem pe pământ să fie o apropiere de ea tot mai mult. Amin. Amin. Primește, Doamne, fiecare rugăciune tainică a inimii, fiecare dorință rostită în sufletul nostru în urma cercetării cuvântului din seara aceasta. Primește mulțumirea și aprecierea noastră pentru privilegiile de care ne faci parte prin Domnul Iisus, Fiul Tău, înviat și înălțat la dreapta Ta și harul bogat al Tatălui Ceresc, iubirea Domnului Iisus Hristos și părtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi peste întunericul acestei nopți și până când ne-o vedea iarăși, până la venirea Ta. Amin. Amin. Cu binecuvântarea Domnului ne despărțim din prezența Lui.